prezentăm la început de 2014. Este o iarnă primăvaratică, un oximoron pentru unii mai trist, pentru alții mai vesel, în partea bună a lucrurilor. Așa că ne-am întâlnit pentru un moment extraordinar. Mă uit în sală și văd bucovine. Văd bucovineni ce vrednice, talentate, văd bucovineni valnici și de multe ori am stat și m-am întrebat de ce aici, pe aceste meleaguri, se șterg niște voci minunate. Unele voci spun că e binecuvântarea lui Dumnezeu. Alții, mai târcotași, mai pragmatici, afirmă că apele, pământul acesta negru și apele cristaline ale Bucovinei ar avea un nu știu ce special care dă o amprentă voților din Bucovina. Seara asta am să vă prezint un aspete special al colegiului meu. Este vorba de tenorul Teodor Ilincăi. Ne bucurăm că este aici. Un om deosebit, care nu faltă în acest liceu pentru prima oară, a fost elev al liceului gimnazial, ceea ce nu-i puțin lucru, a stat în aceste scaune și a trăit emoțiile unor producții la clasa de oboi, așa cum se întâmplă și cu colegii foarte tineri care sunt în partea a doua sării, sunt colegii dumneavoastră de la muzică, viitor, colegi de muzică, și care acum sunt curioși să vadă care este viitorul jalonat și pentru ei în domeniul muzical. L-am invitat pe Teodor Ilincăi și pentru moment am să iau o pauză, am vorbit prea mult. Da. Și am să-l las pe domnul Teodor să vă prezinte un moment muzical special. Și dumneavoastră, la rândul său, are și două aspeții. Să vedem despre ce vorbim. O să avem timp de dialog puțin mai încolo. Vreau să prezint un grup vocal de muzică psaltică. De ce o să vă întrebați? De ce muzică psaltică la o lansare de carte? Pentru că această carte pe care am scris-o are foarte mare legătură cu ceea ce am făcut pe parcursul vieții. Iar eu am început muzica cu muzica psaltică, muzica bizantină. Așa mi-am început cariera de cântăreț din biserică. O să vă prezint și invit să intre în scenă grupul vocal Sfântul Ioan Botezătorul sau Prodromos. Să-l cunoaște.
difuzată pe postul național tot TVN1. Colaborează cu coruri celebre, profesioniste. Așa că în ultimul an spuneam că deja are un angajament ferm. În anul 2006 absolvă conservatorul și devine prim solist al Operei Naționale din București. Realizările și talentul îl recomandă pentru o bursă oferită de CAA Music Theater Bayern, care se prelungește până în anul 2008. De acum începe debutul internațional. Debutul internațional în anul, are loc în anul 2009 pe scena operei din Hamburg. În același an colaborează cu Opera de Stat în Viena, Opera din Hanovra, Opera Regală din Londra. Observați, sunt nume care în fața cărora ne vină. Tot în anul 2009 îi sunt oferite două distinții importante. Solistul anului, decernat în cadrul galei premiilor VIP, și premiul Ludovic Spis oferit de Forumul Muzical Român. Urmând ca în 2010 să fie onorat cu premiul In Memoriam Iosif Sava pentru activitatea pe întreg an 2009, un premiu oferit de Radio România Cultural. În 2013 îi este oferit premiul de excelență din partea Elite Art Club UNESCO pentru promovarea imaginii României în străinătate. Ne întoarcem din străinătate în România să vedem în ce a fost activitatea în plan național. A colaborat cu teatre de operă de la Timișoara, Iași și Craiova, precum și cu Filarmonica Banatul din Timișoara, Filarmonica George Enescu din București, Orchestra Națională Radio București și Orchestra Națională de Tineret. Din 2010, spuneam că drumurile în Europa și în întreaga lume sunt din ce în ce mai des. Iată în ce constă colaborările lui Theodor Iliengăr cu teatre de operă de prestigiu din Berlin, Paris, Toulouse, Hamburg, Londra, Viena, Santiago de Chile, Marseille, Barcelona, Genova, Frankfurt, Strasbourg, Dresda, San Diego, Budapesta, Sevilla, München, Düsseldorf, Lausanne, Monte Carlo. Lista este deschisă. Avem în fața noastră un tânăr promițător care face o carieră cu care România se mândrește și ar trebui să fim conștienți că avem astfel de tine și să-i apreciem. Dar ce este foarte interesant și cred că este printre puținei soliști lirici care s-a îndreptat spre literatură și a înțeles că arta adevărată se face pentru o mărunchiere a tuturor artelor. Și iată în fața noastră un volum de poezii. Un volum intitulat Cromatisme și doamna Agela Furtună, care este cunoscută printre sucedeni și nu numai la nivel național și internațional ca poetă și jurnalistă, și critic literar, în seara asta este un critic literar amistat, a avut bunăvoința și plăcerea de a citi volumul de autor și a ne spune câteva păreri pe care și le-a format în urma acestei lecturi. Deci, iată o personalitate dublată de o latură literară, ceea ce este ceva inedit. Și ne bucurăm încă o dată că din generația tânără se ridică astfel de talent.